Oana Roman a transmis un nou mesaj cu subînțeles: În plin scandal cu Marius Elisei, vedeta este profund deranjată de atitudinea fostului ei soț, și chiar dacă acesta a declarat cât de fericit este în brațele noii sale iubite, Oana Roman nu poate să treacă cu vedere anumite detalii. În ultimele săptămâni a fost dezamăgită de faptul că el nu a fost alături de Isabela în prima zi de școală iar mai apoi l-a acuzat că nu se implică suficient în creșterea fiicei lor. Ei bine, Marius Elisei a explicat public toate aceste lucruri și a găsit un motiv pentru fiecare. Dar, se pare că acest lucru nu a impresionat-o foarte tare pe Oana Roman. Așadar, vedeta a postat un nou mesaj, prin care a spus că oamenii care greșesc, în loc să-și ceară scuze, nu mai vorbesc cu persoanele față de care au greșit. Ați observat, și voi că unii oameni, atunci când vă greșesc cu ceva, în loc să-și ceară iertare, nu mai vorbesc cu voi, a transmis Oana Roman pe Instagram.